Viteza a fost și de această dată cauza unei tragedii. Șoferița de 27 de ani se afla singură în mașină. Aceasta se îndrepta dinspre Craiova spre Slatina. Într-o curbă, din cauza vitezei excesive, a pierdut controlul volanului și a intrat pe contrasens, unde s-a izbit frontal de un tir condus regulamentar. Impactul a fost atât de violent încât mașina s-a făcut un morman de fiare contorsionate. Pentru a o extrage din autoturism a fost nevoie de echipajul de la descarcerare. 10 de minute s-au chinuit medicii să o readucă la viață, însă în zadar. Șoferița a fost declarată decedată. Vineri 11 august, pompierii gărzii de intervenție Balș au intervenit în pădurea Saru la un accident rutier între un tir și un autoturism. A rezultat o victimă inconștientă încarcerată, șoferița autoturismului, de sex feminin, 27 de ani, însărcinată în luna 7-a. Pompierii au intervenit pentru descarcerarea victimei, și a fost predată unui echipaj SAJ și medicul echipajului SAJ declarând-o decedată. La fața locului s-au deplasat ambulanța de la Balș și o auto specială de tingere papă și spumă cu modul de descarcerare. Tânăra era însărcinată în 7 luni. Aceasta mai avea acasă încă 2 băieți și acum aștepta să nască o fetiță. Polițiștii au deschis dosar de cercetare penală pentru ucidere din culpă.